o surpriză mai mult decât binevenită pentru Sabrina și Dima. Mama acesteia a venit în vizită în weekend. Am zis eu că e. Mi se face rău. Dar nu văzuse încă lumea. Eu nu cred așa ceva. Ba, nu da. Poți să deschizi. Ba, no, da. Nu cred așa ceva. Am văzut-o de când trecea. Iua, iubitii mei. Iubitii mei. Ochelea de ghină. Mama-i mama. Mama-i mama. Nu pot să cred așa ceva. Mama-i mama. Și mama va fi oricum, oriunde. Și de fiecare dată. Am văzut de ei. Iubita mea, să plec și eu de mea. Mamă, îmi pică inima, nu cred. Ce faci? Eu știu cât ești puternică. Mi-era dor de voi, cum ce fac? Bună ziua, doamna Loredana și mămica noastră adoptivă. Mă bucur să vă văd din nou. Mă bucur că ați venit, aveam nevoie. Da, cu toții. Nevoie. Cu toții și astă seară vă țin companie. Ia, ce drăguț! Vreau să-l văd și eu pe Jean, nu am acasă un Jean, mai vreau să văd ce încă unul. Ce drăguț! Jean de la Craiova. Nu, doamne, nu mă vreau să fiți supălată. Ai venit să mă convingi? Nu, mami, n-am venit să te conving, am venit să am impactul ăsta vizual între mine și tine și să văd cum ești. Și să chiar mă, să chiar cum mă bucur. Trăiesc. Lasă, mami, nu dramatiza și tu trăiesc. Nu, hei. Că nu suntem pe moarte, ce Doamne ferește, despre ce vorbim? Că dacă ar fi să faci niște analize, faci niște astea, vezi cum ești, asta nu înseamnă că asta gata, trebuie eu să trec într-o extremă care nu există. O să fii bine, să vezi că o să fii bine. Eu dacă vă spun acum o chestie, de dimineață zic că-mi iau ceva, că sărunță e pentru drum, pentru călătorie, azi? Pentru nu știu ce, da. Mă întâlnesc cu o doamnă în magazinul respectiv, eu nu o cunosc, nici ea nu mă cunoștea. La noi, da. O văd la un moment dat că se uită insistent la mine, dar zic, na, nu iau un calcul. Și zice, nu vă supărați că vă întreb, sunteți mama Sabrinei? Zic, da, doamnă, vă rog eu din suflet, doamnă, mă uit cu bărbatul meu la televizor și nu-mi vine să cred, mă, spuneți-le, mă, doamnă, să nu plece, mă, doamnă. Zicea de tine, zice, eu l-am văzut pe Dima. Dima vorbește atunci când trebuie ce trebuie. Și cum trebuie. Sabrina ar vrea să spună, da, ține în ea, doamnă, și de-aia a ajuns în situația asta. Spuneți-i, doamnă, dacă vrea să-și dea drumul la gură, să-și dea drumul la gură, dar să nu plece, da, doamnă, de acolo. Nu e vorba de asta. Zic, doamnă, stai liniștită, că știu ei ce au de făcut. Nu e vorba, că nu-mi face nimeni nimic aici rău, din casă sau așa. Fiecare în fața televizorului interpretează lucrurile cum văd ei din prisma lui. Unul vede așa, unul vede așa, fiecare în prisma lui. Să spun atunci în mesajul ei de pe Antena Play de aseară, că nu rămâtățile din casă, Doamne ferește, că așa o să fie și afară. Dar răutățile au fost, știți, de la început, dacă e să stai să analizezi, mereu au avut dar cineva ceva de comentat. Dar noi suntem bula noastră și n-am lăsat pe nimeni. N-are nicio legătură. Și n-o să lăsăm. Și nici să nu lăsați, asta că bula voastră e pentru o viață, nu pentru, e pentru un sezon. Dar și mama mi-a scris, băi, noi vă înțelegem și suntem alături de voi. Dar toată lumea de afară spune, nu mai spuneți că plecați, că nu corect, vrea nimeni să plecați. Corect, destinul vostru a fost scris în momentul în care v-ați cunoscut. Nu puteți să schimbați ce e scris în cărticica voastră, atât am vrut să spun. Exact asta am zis și eu. Nu puteți să schimbați. Da, și... Fiecare are cărticica lui. Eu vreau să vă gândiți bine voi, pentru că destinul care este scris, e scris. Oricum nu puteți să-l schimbați. Corect. Să vă gândiți voi la lucrul ăsta în... sinea voastră, în sinea voastră și în sufletul vostru și în gândul vostru și în toate, că toată lumea vă vrea binele, nu rău. Dar nu vreau să ajungeți acasă după, da, când va fi acel acasă, și să ziceți, uite, dacă mai puteai tu un pic, era altfel. Dacă mai puteai tu un pic, era altfel. Sunt anumite momente în viață care trebuie să le trăiești atunci și să profiți de ele. Da, mami, dar hai să zic o chestie. Toată lumea sare că în capul nostru că de ce vrem să plecăm, că nu mai rezistăm, că până la final mai sunt 2 luni. Cine îți garantează că stai tu 2 luni aici? Tu trebuie să demonstrezi dacă că acum ai spus, să plecăm. Ai spus că ești puternică și dacă reziști 4 luni, nu te mai doboară nimeni. Și indiferent care dintre voi va pleca, celălalt trebuie să demonstreze că e puternic și se va duce după celălalt și ăla îl va aștepta acasă cu o foarte frumoasă petrecere, nu, cu toți prietenii. Nu, că nimeni nu trebuie să demonstreze nimic nimănui. Păi nu, vouă să vă demonstrați. Păi noi o să ne demonstrăm oricum, oricând, oriunde. Vouă să vă demonstrați, noi, pentru că apoi o să existe regrete. Nu. Apoi nu o să existe regrete. Regrete că ne mai trebuia un pic.
Nu mă simt bine, mami, nu înțelegi. Stroico? Nu înțelege Stroico. Nimeni. Stroico? Eu știu, eu te înțeleg. Mm. Să nu crezi că dacă sunt aici, sunt pentru că vreau să fii bine. Antonia mi-a transmis că te iubește foarte mult. Da. Și că îi pare rău că n-a putut să vină și ea. O să vă vedeți când o să fie momentul. Oricât ne-am dorit noi, să zicem. Nu, vreau să vă faceți să înțelegeți ca să nu fie un alt șoc. Șoc după șoc. Tocmai. Să te gândești și la posibilitatea cealaltă. Dacă cumva e să rămânem, e pentru că așa vrea Dumnezeu. Eu asta vreau să spun. O să mă motivez după dacă va fi cazul, dar sper să nu fie cazul. Bine, și punem problema că va fi așa. De ce plângi acum? Pentru că mi se pare că nimeni nu mă înțelege și că toată lumea are impresia că eu nu mai pot și că mie mi-e bine și că de fapt e bine tot și eu nu mai pot de dai bine. Dar dacă eu sunt aici, înseamnă că eu dacă am venit aici, am venit că ție ți-e bine sau pentru că vreau să mă asigur ca să fii bine? Pentru că toată lumea ceva, o să vină o perioadă frumoasă, o să vină aia că uite mai e nu știu ce, mai e mult. Nu, mai e în mintea ta că ți-ai fixat tu asta. Nu mai e așa mult, ce a fost greu a trecut. Vreau să mă înțelegeți și pe mine. Dar te înțelege, toată lumea te înțelege, să știi. Toată lumea te înțelege, să știi. De când, afară de tine, mă refer că restul lumii, de când am zis că vrem să plecăm, toată lumea ne sare în cap că de ce. De parcă din tot atât de bine și suntem doi de buni. Când o să fie sfârșitul drumului, indiferent de ce. Și tocmai asta spun, că nu trebuie să izbucnești, să-ți plângi că noi nu te înțelegem. E absurd ceea ce spui, Sabrina. Toată lumea ne-a sărit în cap. Nu e de sărit în cap. Toată lumea a încercat să vă facă să înțelegeți. Uite cum a zis și doamna Loredana. Sabrina, eu nu cred că tu, care ai intrat o fată puternică, care ne-ai demonstrat atâtea, ne-ai ținut acolo la bucătărie în fiecare zi cu tot felul de delicatesuri, la început de emisiune vorbesc. Sunt chestii care o să le rămână multora în minte din sezonul 7. Dar o să le rămână și varianta că ea n-a vrut să lupte, că putea, sau o să le rămână și varia, ea a crezut că n-a înțeles-o nimeni și s-a ajuns unde s-a ajuns. Nu, toată lumea te înțelege. Ți s-a acordat posibilitatea de a te ridica. Nu crezi că îți vrea cineva rău, Doamne ferește. Iar dacă toți care îți dăm sfatul ăsta și spunem că vei fi bine și ne pasă de tine, înseamnă că te iubești și le pasă de tine. Nu-ți vrea nimeni rău, crede-mă. Din contră, vrem să fiți cei mai fericiți doi copii care v-ați descoperit acum și aici. Legat de varianta A, da. Vreau să trăiești săptămâna asta ca și cum ar fi prima experiență din viața ta. Să o trăiești pe asta, primul. Legat de varianta B, vor mai exista. Dar pe asta, începând de mâine încolo, vreau să te trezești gândindu-te că asta e ultima săptămână, da? Eu trebuie să o trăiesc la maxim. Și dacă o să fie... Ce acum? Mai să fac ceva ce nu... Încet, încet se poate. Încet se poate. Îți spun eu. Să ce? Să fii fals, să zâmbești tu pe dinăuntru, să mori. Punem problema că pleci vineri, da? De ce să nu te bucuri de ultima asta săptămână în casă din plin? În ce sens? Aranjată, frumoasă, ultimele amintiri. Bă, asta e, mi-aduc aminte perfect, ultima săptămână, luni, mai, miercuri. Iar dacă o să fie, o să fie altceva. Dar vreau să o trăiești din plin. Pentru că oamenii asta vor să vadă. Sabrina aia pe care au plăcut-o atunci când au intrat în nebunia asta, că noi o placem pe Sabrina. Mi-a zis să ne culcăm. Nu vreau să mă culc. Cum vreți voi. După ce că e ultima noapte de stat cu tine, mâine dimineață și măcar nu mă mai trezesc cu tine, mă mai și culc, nu? Nu mă culc. Nu. 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 Mă doare sufletul că ești așa și nu pot să fac nimic. Ce, iară plângi? Nu. Ei, nu. Nu m-ai întreba. Șterge născut bine. Dar de ce plângi, mama? De ce îți faci rău singur? Ai fost atâtea zile cu el, este în casă, aici. Vă vedeți din nou mâine iară când vin live-urile, vă vedeți poate mâine seară iară. De ce trebuie să plângi? De ce trebuie să reacționezi așa? De ce îți faci rău singură? Așa reacționez eu, mă calmezi și-mi trece. Păi vreau să nu mai ajungi în stadiul ăsta.
nu începe și tu. Dar știi că nu îmi faci bine nici mie când te văd așa. Eu am venit aici să te încurajez, nu să te văd că plângi. O să-mi dragă, ce vrei, pe bune. Dar nu trebuie să reacționezi așa și să pui totul într-o dramă. Ok, am înțeles. Suricata mea. Ești conștientă că de acum încolo o să fie al tău pentru totdeauna și nu-l pierzi, n-ai cum să-l pierzi. De ce trebuie să... Că nu pleacă niciunde, e dincolo de perete. Și vă vedeți oricum în fiecare zi. A, da, chiar în fiecare zi. Ați mai văzut-o pe Sabrina așa, într-un episod ăsta de tristețe? Nu în genul ăsta. A fost o altă... A mai fost o perioadă când ea a mai avut o etapă de... La fel au fost momentele acelea grele din viața ei, în care s-a ridicat singură, nu ne-a spus nimic. S-a ridicat singură, efectiv. Ea a căzut, ea s-a ridicat. Dar nu ca acum. Acum mi se pare mai mult o fixație decât o chestie atât de gravă. E o fixație. Cum au fost zilele astea în care, pentru voi, practic, n-au existat uși închise? A fost frumos, având în vedere că am stat împreună unul cu altul. Și cu toate astea ai plâns foarte mult. Da, am plâns foarte mult pentru că nu m-am simțit bine. Nu m-am simțit bine și nici nu puteam cumva să mă bucur așa și mă simțeam prost că în loc să mă bucur de momentele astea, mie mi-e rău și nu pot să fac nimic, pentru că nu puteam să fac nimic, adică doar stăteam undeva așezată și el stătea după mine și încerca să mă facă să mă simt mai bine. Și în loc să ne bucurăm mai mult de chestia asta, na, am stat așa, dar am stat împreună, asta e cel mai frumos lucru. Eu m-am bucurat că am putut să fiu alături în momentele mai puțin bune. Da. Da, de astăzi ne întoarcem la uși închise, da. Și la... Cum crezi că o să gestionezi zilele astea? Habar n-am dacă o să fie ultimele 5 zile, e decizia telespectatorilor. Da. E destul de greu, având în vedere că, nu știu, și relațiile noastre evoluează și vrem din ce în ce mai mult să stăm împreună și să petrecem mai mult timp și nopți și zile și momente și așa, și e dificil, e dificil. Nu știu cum. Dar o să de ce fie. Crezi tu că odată ieșit afară o să-ți fie bine din nou? Pentru că nu am... Afară îmi trăiesc viața cum vreau eu. După propriile mele reguli, după propriul meu stil de viață. Dar ești conștientă că s-ar putea să nu se încheie episodul acesta de tristețe odată ieșit afară? Da, dar cred că afară sunt mai multe soluții. Ok. Soluția pe care o identifici tu ar fi să stai de vorbă cu un specialist, să vezi ca nu cumva... treaba asta să fie un episod de depresie, pentru că știi că de multe ori se întâmplă ca oamenii care fac depresie să pară din afară perfect fericiți, adică noi din afară să nu înțelegem, măi, dar de ce e omul ăsta trist? Că, uite, are o familie minunată, are o casă frumoasă, pleacă în vacanțe și totuși tristețea asta îl macină, îl macină, îl macină. Și aici trebuie să intervină specialistul. Adică eu încerc să mă asigur, vreau să te întreb dacă tu ești conștientă că s-ar putea să ai nevoie și de un medic psihiatru cu care să vorbești și care poate că să-ți prescrie ceva. Depresie e un dezechilibru chimic, adică știu, nu ține nu, de... Nu mă sperie și nu o să am niciodată chestia asta că nu am ce să caut sau că nu sunt conștientă de ceea ce simt și nu sunt conștientă. Probabil că aș avea nevoie de un ajutor, dar momentan eu vreau să aștept ziua de vineri. Pentru că chiar îmi doresc să fiu acasă și vreau să văd. Și dacă ar fi așa, ei, familia e foarte importantă aici. Doamna Laura, Dima, sigur că suportul moral este esențial cumva. Bine, pe lângă este foarte important. Eu sunt aici, de asta mă și aflu aici, dar totuși nu cred că este vorba de asta. Da, eu nu știu, eu nu sunt psihiatru și niciunul dintre noi de aici. Da. E doar dorința de libertate. Să dea Domnul să fie așa. La limita puterilor. Să dea Domnul să fie așa. A ținut prea mult în ea, n-a putut să verbalizeze atunci când și-ar fi dorit, pentru că asta e un show de televiziune și nu poți să verbalizezi de câte ori ți-ai dori.
M-a fii de acolo. Dar lipsurile oricum nu ți le aduce nimeni. Ar fi bine să fie așa, pe de altă parte, și dacă ar fi un episod de depresie, nu trebuie să ne ferim să vorbim chiar și de chestia asta. Este boala secolului, este o boală tăcută. Că ne ferim de asta, din, de care foarte mulți din jurul nostru... Și dorit să fiu aici. Asta voiam să spun și vă mulțumesc foarte mult pentru ajutorul pe care îl dați și Sabrinei și nouă. Și acceptat să și, mă asigur singură. Chiar m-am bucurat când mi-au spus colegii că o să stați până vineri, când o să vedem care este soarta lor, cumva să fiți suport pentru Sabrina. Da, m-am bucurat mulțumesc. Și mulțumesc tare mult. Ok.